Bilanț provizoriu, emisiune realizată de Nicola Dons. Bună dimineața tuturor! Sunt astăzi alături de Laura Ștefan, coordonatorul activităților anticorupție pentru Expert Forum. Acesta este titlul concret. Vorbim despre expertul anticorupție cel mai cunoscut în România consilier, printre altele, Laura Ștefan al Comisiei Europene și al Consiliului Europei. Într-un interviu publicat în 2013, în revista francofona Hogea, vorbeați, doamna despre corupția adâncă ancorată în cultura românească și despre o schimbare impusă de Uniunea Europeană în combaterea acestei corupții, fără de care nimic nu s-ar fi schimbat niciodată pe plăvele mioritice. Cum apreciați evoluția din ultimii trei ani, deci, ce a determinat-o? Eficiența internă, presiunea externă sau și și. Cred că avem și vești bune și vești proaste. Ve veștile bune se referă la zona aceasta de combatere a corupției. Avem din ce în ce mai multe dosare, avem din ce în ce mai multe condamnări, din ce în ce mai multe anchete deschise de procurorii anticorupție. Dar cred că în spatele acestor cifre, nu e așa fabuloase pentru cei care combat corupția, se găsește un adevăr care ar trebui să ne îngrijoreze și anume faptul că avem foarte multă corupție. Până la urmă să faci performanță în anticorupție nu înseamnă doar competență pentru sistemul judiciar și pentru instituțiile de aplicare a legii, ci și o uriașă problemă la nivelul societății românești. Dacă vă uitați ceea ce se întâmplă atunci când cineva dispare din peisajul politico-administrativ al țării, este că altcineva ia locul și apoi acel altcineva comite același tip de fapte ca predecesorul său. Pentru mine, ca observator extern, ca, mă rog, reprezentant al societății civile, cred că. Această chestiune a repetabilității uh, conduitelor infracționale este ceea ce îngrijorează cel mai mult. Adică nu învățăm nimic. Nu uh, faptul că se petrec ani și ani de zile în penitenciarele românești din cauza unor acuzații de corupție, faptul că oamenii își pierd bunurile pe care le-au uh, obținut de-a lungul vieții, nu pare să-i descurajeze în a comite alte și alte fapte de corupție. O să vorbim pe larg despre subiect, dar m-a frapat ceva în entuziasmul dumneavoastră asupra multiplicării dosarelor și succesurilor înregistrate. Ce facem cu mijloacele? Mijloacele urmează, cum spunea Napoleon Lentendon, sunt destui judecători, sunt destui procurori, sunt mii de dosare pe cap de procurori de NEA. Cum suntem siguri că sunt eficienți? acești procurori care să neacă în hârtii și cum e justițiabilul sigur, dincolo de opinia publică care aplaudă la fiecare inculpare. Trebuie să spunem de la bun început că nicio țară nu poate să-și rezolve toate problemele prin justiția penală. Justiția penală este una din multiplele instrumente uh, care poate, pot să rezolve anumite probleme, dar justiția penală este cel mai scump din, dintre aceste instrumente uh, și uh, instrumentul care are nevoie de foarte mult timp până a ajunge Scumplă la o... a nivel de cost pentru stat. Exact, mă refer la costurile pentru stat. Uh, ce vedem însă la noi, și asta este un lucru foarte îngrijorat, la noi există ori îngeri, ori infractori care ajung în pușcărie. Nu e nimic în mijloc. Nu există sancțiuni administrative, nu există sancțiuni disciplinare, nu există alte instrumente și alte proceduri care să intervină, poate nu cu aceeași duritate ca justiția penală, pentru că nu totul e la fel de serios. Dar cu aceeași frecvență. Dar poate mai frecvent, pentru că nu e așa logic ar fi ca faptele cele mai grave, cele care ajung în fața justiției penale, să fie mai puține decât micile încălcări zilnice care pot fi sancționate prin mijloace administrative. Din păcate la noi, instrumentele de control administrativ sunt uh, moarte, nu, nu, nu dau randament și atunci cetățenii se îndreaptă spre justiția penală. Cred că ăsta este un mare pericol, pentru că, într-adevăr, vorbesc despre entuziasmul cetățenilor atunci când este cineva închetat. Da, pentru că cetățenii nu au impresia că problemele lor pot fi rezolvate și într-o altă manieră. Se duc la primar în audiențe și nu se rezolvă nimic. Fac plângeri la organele de control administrativ și nu se rezolvă nimic. Și atunci, sigur că singurul instrument rămâne justiția penală. Da, doar că această justiție penală este foarte scumpă și eminamente limitată în resurse. Nu avem milioane de procurori, avem 2500 de procurori în toată țara și încă pe atâta judecători care nu judecă doar penal. Deci evident că nu avem cum să rezolvăm toate problemele țării prin justiția penală. Și mai e ceva, dacă îmi permiteți, referitor la mijloace, cum se poate crește această infrastructură. De exemplu, DNA foarte puțin procurori, foarte multe dosare, am spus, dar cum se poate vasculariza sistemul, transmite competențele obținute de pildă de către DNA până în ultimele entități ale sistemului judiciar, de peste tot, numai la cele, nu numai la cele vizibile, la CSM, la înalta curte, la. Nu, peste şi, tot! Și asta trebuie spus. Noi acum avem toată atenția țintită uh, pe ceea ce face DNA-ul. Dar DNA sau în alta curte sau CSM-ul sau dar numai alta vârfurie. curte sau CSM-ul, dar uh, trebuie să știți că în afară de DNA în parchetul românesc există alte mii de procurori. DNA-ul are 200 C probabil de procurori eu știu, din cele 2500. Știe. Nu știu dacă știe și nu știu dacă uh, randamentul restul, uh, restului e. sistemului poate să fie cât de Asta cât Asta mă întreb, cum se face transferul de competențe? Achiul ăsta de la DNA, cum e difuzat până în ultimul județ al țării sau Cred că nu e cred că nu, problema nu ține de competențe, ci de voința de a face lucrurile pentru care ești până la urmă într-o funcție publică. Uh, DNA-ul a fost gândit pentru a combate corupția la nivel înalt. De corupția medie și mică se ocupă parchetele obișnuite. Și iertați-mă, dar nu e fizica atomică, adică nu e nimic complicat în a încheta o faptă de corupție medie sau mică, da? o șpagă dată unui polițist și așa mai departe. Aici nu vorbim despre dificultatea, uh, eu știu, unei infracțiuni de spălare de bani sau unei infracțiuni de evaziune fiscală, care, mă rog, cer uh, pregătire specializată. Atunci când vorbim de dare, luare de mită, trafic de influență, lucrurile sunt relativ simple. DNA-ul este specializat pentru că are uh, un meniu specializat. Uh, aici e vorba de despre presiunile. Are clienți preferențial, vreți să spuneți? Da, pentru că, pentru că testul independenței justiției este, într-adevăr, lupta cu uh, acest tip de infracționalitate, corupția la nivel înalt. Nu e tot una să judeci un viol care se întâmplă într-un sau să judeci pe fostul premier cu privire la fapte de corupție. E un alt tip de presiune care se pune pe sistemul judiciar. Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Cu Laura Ștefan, coordonatorul activităților anticorupție pentru Expert Forum, aș vrea, doamnă, să revenim la un caz concret, fără să intrăm în detaliile dosarului și aici e problema. Deci, tratamentul mediatic. Am luat cazul Mădălin Voicu, Nicolae Păun și Conex, șeful uh, și uh, vicepreședinte la naf -ul. Cum ați comenta, dacă ați fi jurnalistă și mai bine zis, cum ați sta știrea? Ce e fiabil din ceea ce vedem, făcut public sau nu? Din fericire nu sunt jurnalist, deci nu trebuie să răspund în fiecare zi la această întrebare, dar dacă de aș bă, fi jurnalist, cred că m-aș limita la informațiile uh, oficiale pe care Direcția Națională Anticorupție le oferă. Pe de altă parte, um, sigur că jurnalistul este tot timpul atent la ceea ce interesează publicul, iar publicul este interesat foarte mult de cancan. -can și o știre de acest tip este întotdeauna uh, ac acompaniată de mici uh, pete de culoare, de mici uh, povestiri, mai mult sau mai puțin relevante pentru cazul care este în discuție. Um, și nu avem uh, the whole picture, cum spun uh, americanii, și... dar nu avem foarte rar, dacă nu niciodată, imaginea globală a dosarului. Vorbim de public încă o dată, de ceea ce este transmis public de către anchetatori. Este și foarte devreme. De fapt, ceea ce avem în spațiu public este versiunea anchetatorilor, care nu așa, cer Parlamentului României ridicarea imunității, pe, uh, exact. imunității celor doi uh, parlamentari. În partea cealaltă avem versiunile pe care le oferă cei doi parlamentari, mă rog, acuzația, uh, apărarea, prin uh, intermediul, uh, intermediul avocaților lor sau direct. Um, Cred că e de evitat, sau, mă rog, într-o lume ideală ar trebui să nu facem justiție la televizor. Din nefericire, nu trăim într-o lume ideală, iar autoreglementarea în domeniul acesta al audiovizualului este ce să spun, zero cred că ar fi, nu știu, o abordare foarte optimistă. De când cu scandalul care, în care este implicată conducerea CNA-ului, eu nu am mai văzut acțiuni care să pună un pic de ordine în spațiul acesta audiovizualului. Și dacă nu există reglementator, dacă nu există acea instituție care să, până la urmă, să conducă dezbaterea publică într-o marcă naturală. Ah, da, rog. Adică da, să, okay. să, să stabilească limitele în care ne mișcăm. Pentru că, iată, și aici vorbim despre niște limite care ar trebui să fie stabilite de către profesie, de către cei care asta fac. Deontologia profesiei. Neavând absolut. aceste limite, vedeți și dumneavoastră la ce excese s-a ajuns în această săptămână cu uh, propunerea aceea legislativă a domnului Dragnea privind uh, defăimarea. Uh, care a fost deja judecată nu că de către DNA, ci de rețele de socializare. Da? Deci, și cred că judecată publică cred, cred că a fost cred că ar trebui să uh, Da, adică nu ne dorim uh, legi care să sancționeze orice opinie exprimată de cetățenii acestei țări. Pe de altă parte, cei care sunt întotdeauna vizați de aceste uh, opinii și pe cale de consecință politicienii sunt vizați de opiniile exprimate de noi toți, încearcă să se protejeze. Neexistând uh, această, această, mecanism al CNA-ului, un mecanism funcțional, sigur că ajungem la absurdități uh, gen legea de făimării. Da, și mai ajungem la ceva și nu pot să nu vă întreb, e foarte schematic, dar este întrebarea care se pune totdeauna deci, încă o dată, schematic, pro-DNA nu iese fum fără foc și anti-DNA nu sunt probe, totul pe bază de demânți. Cum răspundeți la așa ceva? Cred că ceea ce oferă un răspuns la această întrebare este rata de condamnări pe care DNA-ul o registrează. Până la urmă, avem o rată de condamnări de peste 90%. Vă spun că este o rată de condamnări extrem de ridicată și care nu se întâlnește la instituții similare în Europa. Până la urmă, trebuie să avem încredere în cineva și acel cineva este judecătorul. Fie că dă o achitare, fie că dă o condamnare, dar iată, în peste 90% din cazuri dă condamnări. Sigur că cetățenii, dacă trăiesc într-o țară în care percepția asupra corupției este extrem de ridicată, tind să, să creadă versiunea pe care anchetatorul o prezintă și e natural. Dacă suntem înconjurați de fenomenul ăsta în fiecare zi, atunci sigur că tindem să credem că toți sunt la fel. Și din nefericire, din nefericire sancțiunile dispuse de instanță ne confirmă bănuielile. Așa că va trebui să treacă multă apă pe dâmbăvița până când percepția asta se va schimba și până când vom vedea că în funcțiile publice importante avem și oameni care nu fură, oameni care sunt corecți. Așa spunea și domnul Oprescu înainte să fie arestat. Da, așa spunea. Tocmai nu, de aceea nu de credem pe ce nimeni. Ce să mai creadă Antivasilica? Da, eu întrebarea mea ar fi ce ar vota Antivasilica dacă domnul Oprescu ar candida la alegerile locale. Nu Vreți să insinuați în mod elegant că ar risca să voteze Sorin Oprescu, de pildă care până, la ora, până la, la ora la care vorbim este și până la sfârșitul nevinovat, nu? Absolut, până la da. sfârșitul procedurii. Deci eu cred că am avea surpriză, mai ales în alegeri care se preconizează a fi organizate într-un singur tur. Păi, aici vreau să ajung și vă mulțumesc că mi-ați ajutat. Am citit cu atenție raportul Expert Forum care, pe care l-ați publicat și în preambul există o poziție foarte interesantă a dumneavoastră și a colegilor noastre pentru alegerile locale în două tururi, da? Pe motiv că, citez, ar deschide competiția politică. Pe de altă parte, însă, preconizați, tot în preambul, necesitatea de a asigura stabilitatea și continuitatea, deci citesc din nou, mai puține schimbări instituționale. Cum se împacă aceste două opțiuni? Aceste două concluzii vin din două capitole diferite. Prima concluzie se referă la alegerile locale, pe care într-adevăr le analizăm, mai ales din perspectiva migrației politice a primarilor, de la ultimele alegeri până azi. E, și dar e permanentă, a... nu de la ultimele. Da, deci sigur, noi, noi este doar este la asta ne-am uitat. Ca la migratoare. Nu, de nu chiar așa, așa, pentru că până la ordonanța domnului Dragnea, ordonanța 55, uh, migrația însemna pierderea mandatului. Între timp, Curtea Constituțională a invalidat ordonanța 55 și cu toate acestea, Parlamentul nu a făcut nimic pentru a pune în acord legislația națională cu decizia Curții. Practic, aveau două opțiuni. Fie își pierdeau mandatele parlamentarii, fie se permitea migrația mereu, oricând, de oricâte ori. Ordonanța domnului Dragnea, reamintesc pentru ascultătorii noștri, permitea să migrezi într-o perioadă de timp o singură dată și la un alt zile. partid. Cea de-a doua concluzie uh, la care faceți referire, aceea care accentuează necesitatea păstrării uh, stabilității instituționale și legislative, se referă la numirile care se vor face în acest an în funcțiile de conducere din justiție. Justiția, în opinia noastră, este oarecum diferită de administrația publică în sensul că justiția, până acum, în ultimii 10 ani, a performat. Sigur, a performat. <laughs> și cu ajutorul, între ghilimele, al lipsei de performanță din partea administratorilor, sau, ca să fim mai corecți, al lipsei de integritate. Într-un limbaj elegant, în țara orbilor, chiorul nu mai știu restul. Um, ori, ori. Nu asta vreți să spuneți? Da, dacă sunt foarte Bun. mult și hoți, cei care prin hoții și prind cu um, eficiență, vor avea, nu-i așa, o recunoaștere socială mai mare. Consecința fiind, din punct de vedere al politicilor publici, care? Păi, consecința deci, dacă este că... Dacă trebuie să considerăm justiția puțin mai aparte din sistemul public... Păi, trebuie să o considerăm mai aparte pentru că noi discutăm okay, despre da, cum se face numirea. Și asta înseamnă în... ce? Înseamnă că justiția a făcut progrese și înseamnă că... Nu, nu, adică înseamnă că trebuie să o considerăm... Deci, v-am întrerupt, pardon, poate că vreau să-mi spuneți cum să-i acordăm acest privilegiu. Asta vreau să spun, într-adevăr, Credem Căutam că cuvinte. în ceea ce privește justiția, procedurile legale reglementările cu privire la numirea oamenilor în diverse poziții și noi discutăm despre curtea constituțională în alta curte și uh, parchet, adică procuror general DNA. Um, credem că procedurile legale de numire în aceste funcții sunt cele corecte. Ele pot fi rafinate în sensul în care noi cerem ca pentru cei care iau decizia inițială de a nominaliza un candidat să existe obligația de a prezenta o listă de criterii și de a ne explica de ce x și nu y. De ce l-a ales pe nu știu, de ce a ales-o pe Laura Ștefan și nu a ales un alt candidat? periodic atunci că nu când se ajunge... E Periodic atunci când se ajunge la numiri, și anul ăsta sunt numiți trei judecători la Curtea Constituțională, sunt numiți șeful și adjunctul de la Înalta Curte, plus toată conducerea Parchetului General și a Direcției Naționale Anticorupție. De fiecare dată când se ajunge într-un astfel de an fierbinte, există presiuni din partea tuturor instituțiilor implicate pentru întâietate. Fiecare dorește să se schimbe procedura ca să poată să facă ei numirile. Ceea ce încercăm noi să spunem este că e cazul să ne oprim în ceea ce privește justiția, pentru că de 10 ani încoace vedem că lucrurile funcționează și funcționează pe un algoritm legal care nu trebuie schimbat. Ce credem că poate fi îmbunătățit? Este să introducem la etapa inițială a selectării oamenilor și luăm exemplu curții constituționale. Da? Un om e numit, un judecător e numit de președinte, unul de camera deputaților mm -hmm. și altul de senat. S-a propus de-a lungul timpului să excludem din procedura de numire aceste organisme politice. Ca să evitați orice fel de deal politic. Dar Ca să evităm dată, orice dar fel asta, de deal politic, dar, dar asta este dar o, asta absurditate. E o absurditate. Este Suntem o absurditate pentru că vorbim despre Curtea Constituțională care nu aplică șabloane dacă în judecă, este un organism politico-juridic. Curtea Constituțională nu uh, suferă pentru că oamenii care ajung acolo au o ideologie de stânga sau de dreapta. De altfel, cred că după 18 ani de profesie nu avea niciun fel de ideologie, este o problemă. Uh, deci, uh, noi nu considerăm că faptul că ești numit de un organism politic care la un moment dat este dominat de stânga sau de dreapta e o problemă în sine. Cred că așa a fost gândit Edificiul acesta constituțional în România și nu doar în România. Ce vrem însă este mai multă transparență în selectarea oamenilor, pentru că sunt oameni buni și în stânga și în dreapta. Important este să alegem dintre cei buni, nu dintre cei oarecare. Pentru că importanța funcției ar trebui să fie oglindită de cv persoanei respective și, în plus față de asta, cred că vrem să știm unde stau oamenii aceștia pe marile teme ale României. Pentru că iarăși, instanța constituțională este aceea care conduce țara spre o direcție sau spre alta. Și Constituția nu este scrisă într-o piatră. Constituția evoluează în fiecare zi în funcție de ceea ce se întâmplă în societate. Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Cu expertul anticorupție Laura Ștefan, o întrebare seacă, doamna Ștefan, în ce măsură această luptă anticorupție va influența dacă credeți că va influența lupta politică din acest an? O influențează deja, mai ales la nivel, la nivel local. Trebuie și o retorică ca să am o răspuns. Avem să... peste 100 de primari care sunt anchetați, trimiși în judecată și nu, mă sunt la, aproape condamnați. Mă refeream la sentimentul că orice s-ar face, dincolo de ceea ce a fost antamat deja la nivel judiciar, poate apărea când un nou dosar, o nouă condamnare eventuală, și atunci totul se dă peste cap din nou? Da, și asta este posibil, mai ales în condițiile în care alegerile într-un tur, în mod evident, îi ajută pe cei care sunt deja în funcție. Aceștia, sigur că au un mandat în spate, încep un nou mandat după alegerile locale și sigur că justiția are un delay de, de interacțiune cu persoana, pentru că durează justiția penală. Deci e posibil orice, e posibil să vedem dosare deschise pentru, pentru fapte care au intervenit în acest mandat. Um, Dar credeți că e un mod afirmat de a curăța clasa politică, ceea ce e o opțiune politică și ea. E o încercare de a curăța un pic viața publică din România, dar. afirmată, că... asumată ca atare, ceea ce n-ar fi neapărat rușinos. E o opțiune, repet. Nu știu, cred că până la urmă justiția își face treaba. Problema este că justiția nu poate să rezolve problema de fond. Pentru că dacă problema de fond ține de felul în care funcționează, de fapt, România, de felul în care se finanțează, de fapt, activitatea politică, de felul în care uh, funcționează instituțiile publice ca rezervor de bani pentru partide și pentru indivizi, pentru că în multe din aceste dosare noi vedem că banii nu se duc la partid. Nu partidele sunt cele bogate în România, ci oamenii din partide. Iar oamenii din partide nu sunt foarte generoși cu partidele din care fac parte. Uh, finanțarea ilegală a campaniilor electorale se face prin plată directă la furnizor, nu prin contul deschis de partidele politice, cont pe care de altfel noi uh, ong știi și presa îl privim cu atenție atunci când se fac raportări la uh, autoritatea electorală permanentă. Repet, dacă nu rezolvăm cauzele, nu o să putem să rezolva niciodată doar prin instrumente penale problema. E lăudabil că se încearcă rezolvarea uh, problemelor care s-au uh, conturat deja și care au apărut în, uh, în activitatea instituțiilor noastre publice, spun doar că este nerealist să ne bazăm doar pe procurori și pe judecător pentru a rezolva problemele României. Ce ar mai trebui? Așa, la o primă strigare, în primul rând ar trebui un pic, un pic de onestitate adică ar trebui să rediscutăm legea finanțării partidelor politice și a activităților electorale e evident că există bani negri în această zonă de fiecare dată când avem campanii electorale există organizații care numără afișele din oraș și descoperă că, de fapt, cheltuielile doar cu acele afișe ar fi de câteva ori mai mari decât veniturile care sunt raportate de către uh, partide. Deci, onestitate, schimbarea regulilor jocului dacă nu putem să jucăm după regulile pe care le asumăm, că, de fapt, asta e marea ipocrizie în România. Se adoptă legi prin care spunem că vom fi cinstiti, corecți uh, și așa mai departe, mai dar, în mai practică, mai toată lumea prezumă că acele legi sunt acolo doar așa, ca paravan. De fapt, fiecare își face treaba exact până atunci. Apoi, reformarea, aș spune eu, a ANAF-ului. Anaful e o nucătare, și a fost o nucătare pentru ce toate guvernele. E puțin ciobită astăzi, cel puțin. Da, mh, dar e un sistem care are capacități alt. de regenerare impresionante. Și cred că. Nu știu ce, dar, dar am impresia, de deși suntem pe internet în video, am impresia că expresia noastră ironică ar trebui explicată. Da, cred că, cred că faptul că același tip de acuzații sunt auzite cu privire la un număr destul de mare de șefi ai anaf ar trebui să ne pună pe gânduri. Adică, cred că dacă tot se comportă într-un anumit mod, poate că e ceva în neregulă cu felul în care e organizată această instituție. Um, și unde lipsește. A... Care e cheia? Lipsește vor dorința, voința politică de reformă? E posibil. Teama, ramete. frica, lipsa de timp în cazul acestui guvern, care în principiu nu va fi în funcție decât până la sfârșitul anului? Poate că tocmai de aceea nu are nimic de pierdut. Exact. Deci acolo vreau să ajung. Ar putea Acum fi sunt... o temă uh, și de gândire și de acțiune, în primul rând, pentru un guvern cu o durată scurtă de viață. Mă rog, asta e o altă dezbatere. Nu știu cât de scurtă va fi realmente, dar asta, vom asta, vedea. asta e o altă dezbatere, repet. Da, uh, cred că cred că nu iese fânt fără foc și cred că cele câteva dosare care au privit restituirile, de exemplu, restituirile frauduloase de TVA, care au fost oprite de DNA, fiindcă procurorii au intrat pe fir foarte devreme. Numai dintr-un dosar era vorba de 60 de milioane de euro. 60 de milioane de euro restituire de TVA pentru niște tranzacții care nu au existat niciodată cu niște fier vechi. Celebru dosar al domnului Said Bahlini. Noi tot cerem de o vreme încoace să vedem primele 100 de restituiri de TVA din anul anterior. N-am reușit să accesăm această informație, deși nu pot să-mi dau seama de ce ar fi neapărat secretă. Și n-am reușit să o accesăm nici pe vremea domnului Ponta. Poate cu această ocazie... Și ce cu vi se răspunde? S-a pierdut dosarul? Nu e informatizat? Nu e E complicat de bornav, răspuns la această întrebare. De fapt, avem de un non-răspuns. Când solicitați de nou, ce vi se spune? Nimic. Ce, ce cred că este important este... Să tratăm cu respect totuși mediul de afaceri, pentru că dacă, dacă statul se comportă ca un haiduc, atunci e greu să ceri din partea celui inspectat zilnic respect. Mai ales suspectat zilnic. Suspectat așa două zilnic, da. Mai ales în condițiile în care România este o țară care generează legislație pe bandă rulantă. Nu știu dacă, mă rog, cu siguranță ați urmărit dezbaterile de după colectiv. Ce mă frapează pe mine este că nu ne așezăm la masă, la un moment dat, să luăm legislația care este în vigoare și să vedem ce prostie din ea și ce este lucru care trebuie să rămână reglementat în România. Și încă ceva. Mi se pare complet greșit să introducem în România reguli care se aplică într-o țară de 5 stele când știm cu toții că acele reguli nu pot fi respectate. Dacă nu pot fi respectate, e mai bine să coborâm ștacheta și să impunem prin lege niște reguli pentru o țară de 3 stele, de 2 stele jumătate, pe care să ne asumăm cu toții că le respectăm. Și ar fi elementar, iertați-mă. Ar fi elementar, dar nu se întâmplă. Discutați de cu ce? proprietari de baruri să vă spună ce reglementări trebuie să respecte ei în viața lor de zi cu zi și cum rezolvă faptul că nu respectă aceste reglementări. Și să vedeți ce o să fie după 16 martie, data intrării în vigoare a legii anti-fumat. Uh, da, ce de să pildă, spun. În aceste baruri, și E în interesant ce o să se întâmple, dar e interesant deja ce se întâmplă, pentru că legislația este atât de stufoasă că, și contradictorie pe locuri și nu în rare locuri, încât. Uh, E, e aproape imposibil să nu încalci ceva Iar amenziile sunt uh, Între un leu și un milion de lei ceea ce... Și atunci ce ar fi de făcut, doamna? Pentru că problemele le înșiruiți bine Nu e prima oară, vă aud, vă văd peste tot Și cei care ne ascultă vă cunosc foarte bine uh, Și știu că oferiți și soluții Vă ascultă cineva Să întâmplă vreodată ceva? E o muncă, e o muncă uriașă care trebuie făcută. Da, Dar da. ce încerc eu să spun este că nu există altă cale. Okay, deci dacă nu ne așezăm să începem... Când poate fi văzut de Depinde, de care depinde de când ne apucăm. Deocamdată am... nu ne-am apucat. A, a, a. Nu, nu ne-am apucat. Faptul că noi, cei din societatea civilă, vorbim despre nevoia de a face această analiză și de a peria legislația, nu înseamnă că ne-am apucat. Ăsta este, de fapt, un rol eminamente guvernamental. Noi putem de să ajutăm, să dar nu dacă, până la urmă, și... dacă Guvernul și Parlamentul nu dorește să se implice în așa ceva, auzisem uh, recent despre această inițiativă a uh, obținerii de către instituțiile statului a hârtiilor de la alte instituții despre cetățeni sau persoane juridice, prin mijloace proprie, adică să nu te mai trimită Registrul Comerțului, să obții Cazierul Fiscal, Cazierul uh, Judiciar și așa mai departe. Iată o măsură care, dacă ar fi aplicată, ar fi simțită imediat de către cetățean. Și de ce? Pentru că, sincer vorbind, cineva care vine nici măcar de patru planeta, de într-o altă țară și aude așa ceva, îl pântește un puf de râs. Bun, dacă noi atunci când mergem la spital trebuie să venim cu adeverință de la, de la birou că lucrăm și că, mă rog, contribuim la bugetul de sănătate, atunci de când chiar să ți se calculeze pensia, Eugen Ionescu, să să nu putea să fie decât român, am spus-o pe toate tonurile peste tot, dar de ce nu se face ceva? Acestea sunt lucruri simple de făcut. Încă o dată, repet, pentru un alien sau un francez sau un suedez care vine în România și îi se spune asta, nu înțelege. Da, nici nu cred că e de înțeles. Păi și atunci de cred ce? Cred că nici n -n, noi, nimeni cei de aici în 26 an, nu de ani, Păi da, dar nu înțelege nimeni, nici ei, nici noi și nu facem nimic. Deci Rezistența Ce ar birocratică este foarte mare. Rezistența este foarte mare. Instituțiile nu comunică între ele, bazele de date nu sunt compatibile. Vă dau un exemplu anticipând un raport pe care îl vom face public cam într-o lună. Am solicitat informații cu privire la alocările anumitor fonduri guvernamentale către localități. Și am obținut o listă cu foarte multe localități, mii de localități, de primar, de, mii de localități, mii de localități, dar care, o parte dintre ele, nu au precizat și județul. Deci avem localități care, al căror nume se repetă în mai multe județe și Guvernul României nu poate să precizeze în ce județ este localitatea căreia i s-au dat niște fonduri. Păi poate că să dau toate la aceeași. Nu știm, nu știm a urmat o întreagă muncă din aceasta detectivistică prin care să depistăm care localitate de fapt este cea care a beneficiat de fonduri. Însă iată, analiza asta pe care am făcut-o cu privire la apartenența politică a primarilor, am spune că o astfel de informație ar trebui să fie one click away, cum spune americanul adică ar trebui să fie disponibilă n-ar fi nevoie de patru luni de cercetare și de o echipă întreagă care să încerce să lege informații obținute de la prefectură cu informații obținute de la consiliile Județene, apoi cu întrebări directe la primar acolo unde lucrurile nu sunt clare și așa mai departe. Și atunci, în afară de cheful de a se spânzura, ce poate face cetățeanul Lambda care așteaptă și el o schimbare? Să o ceară mai vocal, să scrie parlamentarului lui, să scrie primarului, să se implice, E foarte greu dacă delegăm implicarea unor entități așa vagi, unor organizații neguvernamentale, altora care ar trebui să ne susțină interesele. Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Azi dimineața, Laura Ștefan, expert anticorupție, aș vrea să vă întreb dacă a fost o temă în actualitatea săptămânii nelegată de corupție despre care ați vrea să vorbim. Noi am vorbit despre Moldova, la lansarea raportului nostru anual se vorbește Moldova. Este foarte multă corupție în Moldova, de fapt indirect, tot despre corupție ajungem să vorbim. Întrebarea cheie a fost ce poate face România pentru Moldova, ce poate face Uniunea Europeană pentru Moldova dincolo de uh, transfer de bani? Um, Dar Rusia pentru Moldova. Și Rusia poate face multe lucruri, mai ales dacă restul partenerilor și restul jucătorilor joacă prost. Cred că e un pic ridicol să ne supărăm că, mă rog, câștigă alții pentru că joacă mai bine mâna. Um, cred că România, în primul rând, ar trebui să ajute Moldova să facă reformele astea esențiale despre care vorbim de peste 10 ani în Moldova. Și cred că este absurd să turnăm... Uh, bani într un sac pe care îl știm spart. Deci, haideți să le precizăm câteva din aceste reforme. Reforma sistemului bancar căci în Moldova s-a furat un miliard, nu știu câtă lume știe treba asta la ultim. noi. Da, deocamdată, însă deja apar semne că pe lângă cele trei bănci, una exact. publică și vă două private, care au fost implicate în furtul miliardului, mai există probleme și la alte trei bănci. 1. Reforma, sistemului bancar. Reforma Doi. sistemului bancar Numirea în funcția de șef al băncii naționale a unei persoane care să oferă un mică de credibilitate acestei instituții. Și numirea asta se poate face. S-a întâmplat în Ucraina la instituția anticorupție. De către un bord internațional, de exemplu, cu reprezentanți sau chiar cu uh, șefi a altor bănci naționale din statele membre UE. 2. Reforma sistemului judiciar și lupta împotriva corupției este uh, fabulos că în anul 2016 încă vorbim în Moldova despre repartizarea conform unui algoritm politic al institu a instituțiilor de aplicare a legii și a parchetului. Adică acolo lucrurile sunt asumate extrem de transparent. Parchetul este al lui X, uh, Centrul Național Anticorupție tot al lui X și așa mai departe. Uh, numirea la înalta curte de casație și justiție se face pentru fiecare judecător în parte de către Parlamentul moldovean. Am eu vă întreb ce poate să ofere un potențial viitor judecător la înalta curte a unei țări, unor parlamentari. Ce să uite la România și să zică că acolo e paradisul. E, până la urmă, să știți că pentru ei România este paradisul, pentru că încet, încet aceste probleme se rezolvă. Um, iar, um, sigur, dacă aceste condiții sunt îndeplinite, putem să discutăm și despre acordarea unor ajutoare financiare. Problema este că Moldova are foarte puțin timp. Moldova intră în incapacitate Domnum, de. Plată, fără bani. să Vă întreb care e un orizont de timp rezonabil pentru noastră, pentru a amorsa aceste reforme. Dacă se dorește, a... pentru că nu e deloc Abițând clar că, că se dorește, dorește așa ce ceva. nu a fost dovedit deloc până acum, e adevărat. Cred că România a făcut un lucru foarte bun, că a introdus pentru prima dată în relația cu Moldova niște condiționalități. Adică n-a dat bani pur și simplu. Cred că e lăudabil. E logic, dar <laughs> e, da, e prima dată când se întâmplă, mult, știți? Uh, e prima dată când se întâmplă. Cred că vorbim de 3, 4, 5 luni pentru, pentru aceste măsuri inițiale. Însă, nu trebuie să ne facem iluzii într-o țară, nu se întâmplă uh, minuni peste noapte. Adică, și dacă s-ar face acești pași, efectele directe pentru cetățeanul moldovean se vor simți în niște ani. Bine, să rămânem optimiști, trecem la complet altceva, la întrebarea surpriză. Cum vi se pare începutul campaniei electorale americane prezidențiale, marcată de eșecul candidatei star, democrata Hillary Clinton? Din un start fals, era, nu știu cum să spun pe românește sau pe englezește, sau un eșec previzibil al candidatei care în principiu era gata, gata, aleasă președinta Statelor Unite, după soțul său. Cred că lucrurile nu sunt încă tranșate, dar cred că... Da, două una după alta, Iowa și New Hampshire. Uh, cred că, mă rog, și la alegerile scurt. parlamentare, uh, alegerile prezidențiale din America vin cu o panoplie impresionantă de candidați aparte. Uh, și da, cred Hillary că era de de mainstream, ailaltă, ca să am... spunem așa ceva. Uh, doar că am petrecut acolo două luni și anul trecut și ceea ce îmi spuneau interlocutorii mei era că. De fapt, lumea politică se polarizează foarte tare, se merge spre extreme, iar oamenii rezonabili din mijloc nu mai au sex appeal la public. Și că mare parte din public se simte nereprezentat, de fapt, pentru că nu ar dori să voteze cu extremitățile. însă cetățenii care candidează și sunt mainstream nu reușesc să coalizeze pe cei care în partidele lor preferă candidații uh, exotici. Laura Ștefan, sunteți pentru prima oară la bilanț provizoriu. Nu veți scăpa, deci, de chestionarul lui Bernard Pivot. Care este cuvântul dumneavoastră preferat? Adevăr. Care este cuvântul pe care îl detestați? Enervare. Drogul favorit. N-am. Legal, legal. Da, legal. Nu știu drogul favorit. Teatrul. Ok. Sunetul iubit. Cel mai iubit. Sunetul pădurii. Ăsta n-am avut până acum. Cel de testat. început în toate. Țipătul <laughs> generat de oameni. Înjurătura sau blestemul favorit? <laughs> n-am. Chiar n-am nu cu droguri, nu cu blestem, nu cu înjurături. Da, se spune că, că, media păcatelor rămâne constant. <laughs> un echilibru anticorupt. Important. Un bărbat sau o femeie pe care ați alege-o pentru a figura pe o nouă magnot. Sofia Loren. De ce? Surprinzător, nu? Da, 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 pentru da, da, da. Așa, ați imediat așa, deci n-am fost nici mică ezitare. Pentru că eu cred că frumusețea trebuie apreciată. Ah, vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, că multă lume uită lucrul ăsta în general. Ce meserie nu ați fi vrut să faceți niciun lucru cap? N-aș fi vrut să fiu cântăreață de operă. De ce? În pricina pentru frumosului de care vorbeam mai <laughs> Pentru că eu cred că oamenii trebuie să facă ceea ce sunt potrivit să facă. Și dacă ați reușit sau nu ați reușit, asta o să vedeți mai încolo, dar în ce ați vrea eventual să vă reîncarnați? Ca să continuați sau nu? Într-o actriță celebră. Sofia Loren? Eventual, deși cred că e greu să mă reîncarnez în trecut. Nu se știe, numai <laughs> Da, Dumnezeu nu se spie. știe corect lucrurile, sunt în, încă în dezbatere. Deci, dacă în această dezbatere figurează și Dumnezeu și acordați creditul de a exista, ce ați vrea să vă spună după moarte? Cam fost ok. A fost bilanțul provizoriu al săptămânii semnat Laura Ștefan. Weekend plăcut tuturor. Vă aștept sâmbătă viitoare 10 și 10 aici la RFI. Mersi, la revedere! Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don.